Ce dă valoare unei vieți? Cine face pe noi să fim oameni de valoare? Aș vrea să deschidem Cartea lui Dumnezeu și în ocazia aceasta să avem în atenție pe robul lui Dumnezeu Moise. L-am admirat întotdeauna pe omul acesta pentru că este foarte bine descris în paginile Scripturii și pentru că a avut un impact foarte mare asupra poporului lui Dumnezeu și asupra umanității. Până și islamul îl recunoaște de profet pe Moise și marile religii ale lumii îl cunosc ca om al lui Dumnezeu și om puternic, un lider extraordinar, după statisticile unora, cel mai mare lider după Iisus Hristos care exista vreodată. Și m-am întrebat și mă întreb, ce l-a făcut pe el să aibă valoare și prin ce se remarcă Moise? Și am luat câteva episoade din viața lui, o să luăm câteva tablouri din viața lui, prin care vedem ce face ca un om să aibă valoare. Prin ce se caracterizează? A început viața pe acest pământ cu o mare provocare, cu o condamnare la moarte. A scăpat, Dumnezeu l-a scăpat de acolo prin fiica aceluia care dăduse decretul de moarte. Am zice noi, a avut șansă, a avut noroc. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi la un moment dat în viață avem șansă și avem noroc. Și dacă faceți repede un refresh sau o împrospătare în minte, o să vă dați seama de situațiile în care ați avut și voi noroc. Dar noi le uităm. Și credem că doar alții au noroc, doar alții au șansă, doar alții au oportunități. Însă Dumnezeu ne dă oportunități foarte multe. Dar le uităm. Și ca să avem o scuză pentru ceea ce nu facem, încercăm să vedem doar piedicile și elementele care ne stau în cale atunci când trebuie să realizăm ceva. A ajuns mare. Și cred că a fost mai bine orientat decât toți cei care suntem aici să ajungi faraon. Aș ruga pe cei de la tehnic să scoată reverberația asta pentru că este deranjantă. Nu știu, probabil merge și celălalt microfon. Da, e ok, acum se aude mai bine. A fost mai bine orientat decât toți. Să ajungi faraon însemna mai mult decât să ajungi președinte, însemna mai mult decât să fii Joe Biden, însemna mai mult decât să fii Ursula von Leyden, însemna orice mai mult decât există un echivalent pentru funcțiile din lumea aceasta, pentru că urma să conducă cel mai mare imperiu. A fost foarte bine orientat. Și spre asta tindem majoritatea dintre noi. Să fim orientați, să facem performanță și este bine. Și totuși nu era bine. A trebuit ca Dumnezeu să-l scoată de acolo, 40 de ani să-l treacă pe la oi, să facă doctorat și masterat și celelalte studii post-universitare, post-imperiale și să învețe ce este viața adevărată. Ca o mică paranteză, aș vrea să subliniez faptul că în antichitate păstoritul nu era ciobănitul de astăzi. Da? Cine își imaginează că un cioban era prost sau că n-avea minte, nu știe ce spune. Un cioban era un păstor din antichitate, era un mic antreprenor. Da, avea o fermă, era afacerea de familie cu care își întreținea familia. Era mai mult decât un cioban care se duce doar să dea cu bâta noi și stă acolo ca să le păzească angajat la cineva. Nu despre asta este vorba. Dar totuși, de la a fi faraon până să ajungi la un business de felul ăsta, era un salt în jos foarte mare. Și cu toate acestea, Dumnezeu a vrut să-i dea valoare vieții lui, învățându-l că dacă nu are motivația corectă, chiar dacă are o carieră de succes
Și dacă nu are orientarea corectă, viața lui nu valorează nimic. Și asta 40 de ani acolo, în frig, în ploaie, în toate intemperiile care erau în zona aceea de deșert, ca să învețe de ce trăiește pe lumea aceasta și care este scopul pentru care trăiește. Și în capitolul 3 din cartea Exodului începe cariera lui Moise. Știți când începe cariera voastră și a mea? Atunci când știi pentru ce trăiești pe lumea aceasta. Atunci începe cariera. Dacă nu știi chemarea, ești un mare nimeni. N-ai, pentru că asta este începutul, de acolo pleacă tot. Și Dumnezeu vine la el și spune: Moise, uite chemarea. Vreau să-mi scoți poporul din robia egipteană. Wow! Și încep scuzele. Doamne, dar nu, eu sunt bâlbâi, n-am mai vorbit egipteană de atâta vreme. Doamne, trimite pe cine vrei. Și începe târgul ăsta cu Dumnezeu. Pentru că așa este, când trebuie să ieși din zona asta de comoditate, cauți toate scuzele posibile ca să nu faci lucrul respectiv. Pentru că urmează niște provocări, urmează niște eforturi și dacă poți să stai în confortul pe care ți l-ai creat, de ce să ieși de acolo? Și așa se întâmplă și cu Moise. Și Dumnezeu îl provoacă: Moise, hai că ți-a ajuns 40 de ani să faci același lucru, fiecare zi. O provocare, scoate-mi poporul din Egipt. Stau să mă pun în pielea lui. Era dat în urmărire generală. Criminal. Da? Era un posibil pericol, poate, și pentru faraon. Bă, ăsta a fost pretendent la tron. Ce trebuie? Vine și ăsta aici ca să îmi fure tronul? Ce? Își adună armată? Își spionează ceva? E un pericol. Și toate puteau să vină în mintea lui tot felul de scuze. De ce vine aici? Și, într-adevăr, Dumnezeu îl cheamă pe Moise să facă un lucru extraordinar. Scoatem poporul din Egipt. În momentul ăla, Moise, când a acceptat chemarea lui Dumnezeu cu chiu cu vai, până când Dumnezeu se enervează și zice: Moise, gata, te duci și nu mai comentezi. Din momentul ăla, Moise a început să devină mare și viața lui să conteze. Și capitolul 4, după ce negociază cu Dumnezeu, Moise acceptă provocarea și Dumnezeu îi descoperă ceva. Că până și cele mai umile daruri, dacă sunt folosite în slujba lui Dumnezeu și au o motivație corectă în folosirea lor, pot deveni instrumente de forță. Țineți minte treaba asta. Nu, Doamne, ce ai în mână, Moise? Un toiag, aruncă-l. Ăla este elementul puterii. De azi înainte, elementul ăsta pe care tu îl neglijezi și pe care îl desconsideri, va face minunile în Egipt. Este extraordinar. Când am văzut detaliul ăsta în povestea lui Moise, mi-am zis cât de mult ne plângem noi de slăbiciunile noastre, de defecte, de tot felul de lucruri, dar tocmai alea poate pot face diferența și să ne transforme în oameni ai puterii. Cu ce a făcut Moise toate minunile? Cu ce a făcut Moise minunile? Ce spunea Domnul? Întindeți? Toiagul. Na, o bâtă. Mare lucru. Am și eu un talent. Mare lucru. Dar ce comparativ cu ăia la alții? Dacă ești bine orientat și bine motivat și l-ai pe Dumnezeu în spatele tău, tocmai toiagul acela poate să facă o mare diferență, să facă minuni pentru Dumnezeu și pentru cauza Lui. Cele mai umile daruri puse în mâna lui Dumnezeu îți pot da valoare. Apoi, după ce Moise a plecat să elibereze poporul, viața sa a căpătat un sens aparte. Dacă vă uitați pe toate rețelele de socializare, majoritatea vor să-ți vândă ceva.
când apar în fața ta, spune telefonul, banc, deja m-am săturat, bă, ăsta vrea să-mi vândă cărți, ăsta vrea să-mi vândă servicii, ăsta vrea să-mi vândă bitcoin, ăsta vrea să-mi vândă dezvoltare personală, ăsta vrea să-mi vândă nu știu ce. Sau ciudățenii. Dar toți vor să vândă ceva. Pentru oamenii normali, nu pentru ciudați, că și ciudații vând bine, ciudățenii. Pentru oamenii normali, cel mai bine se vând acei oameni care înseamnă ceva pentru semenii lor. Dacă vă uitați în istorie, oamenii care au rămas acolo sunt cei care au făcut ceva pentru cei din jurul lor. Sau cei care au făcut ceva împotriva semenilor lor de o amploare foarte mare. Au rămas ca exemple negative. Dar cei care au rămas în istorie au rămas ca mari binefăcători, eliberatori, ca oameni de bine pentru cât mai mulți oameni. Și aici Moise excelează. Hristos a rămas în istorie pentru că a făcut cel mai bine cel mai multor oameni. Și de aceea cele două epoci, ere, se calculează înainte și după Hristos. Este extraordinar. De ce? Pentru că Hristos și-a dat viața pentru întreaga omenire, pentru că Hristos a făcut bine întregii omeniri și n-avea cum să nu rămână în istorie. Și mari oameni, mari inventatori, au avut valoare pentru că au făcut ceva pentru ceilalți. Moise s-a dus la faraon și a spus, uite, vreau să-ți iau mâna moca de lucru, să eliberez poporul și să-i dai drumul să meargă în pustie. Ce vorbești, mă? Cum adică să las eu sclavii ăștia pe care îi plătesc cu nimic să-mi lucreze? Tu auzi ce spui? Na, nu se poate așa ceva. Dar Moise a zis, că vrei, că nu vrei, oamenii ăștia vor fi liberi. Și a început lupta. Dar a început și valoarea lui Moise să crească. Pentru că atunci când ești în pericol pentru interesele altora, și valoarea ta crește. Dacă nu te dușmănește nimeni, mare lucru. Zicea profesorul meu din facultate de fagot, măi, eu mă bucur când am dușmani. Pentru că atunci când am mai mulți dușmani, valoarea mea crește. Nu mi-i fac eu, dar mă dușmănesc ei. Bă, dacă mă dușmănesc oamenii, înseamnă că însemn ceva. Dacă nu mă dușmănește nimeni, înseamnă că îți vai de capul meu. Zice lumea, lasă-l săracul, că nu face nici două pere murate. Ce să, da, te compătimește toată lumea, te mângâie pe ceafă, îți mai dă 2 lei. Da, nu e niciun pericol. Dar în momentul în care încep oamenii să te invidieze, să te urască, bucură-te. Spunea Hristos în fericiri. Bucurați-vă că sunteți prigoniți pentru neprihănire și pentru ceva bun. Pentru că în sfârșit însemnați ceva, vă crește valoarea. Câtă vreme nu te bagă nimeni în seamă și n-ai dușmani, înseamnă că nu ai prea mare valoare. Și Moise a început să aibă dușmanul numărul 1 pe faraon. De la oi a venit în Egipt, Dumnezeu i-a dat o cauză, a venit în conflict cu interesele lui faraon și doar a început să spună ce vrea și au început problemele. Dar au început și provocările din partea lui Dumnezeu și minunile și cu fiecare minune valoarea lui Moise începea să crească. Cum zicem noi, îi creștea ratingul. Așa ne place nouă să evaluăm, da. În capitolul 7 Dumnezeu ajunge să spună despre Moise niște lucruri extraordinare, pentru că Moise a trecut printr-o descurajare, a ajuns în Egipt, a dat piept cu faraon, a întâlnit împotrivire, s-a dus la poporul lui, a văzut că ăștia erau mai bezmetici, mai dezorientați și când au început problemele, oamenii slabi, știți, imediat dau înapoi, lasă, nu mai lasă, că stăm și pe paie și nici pe paie, stăm numai pe bătaie și pe apă, nu contează, numai să fie liniște, nu mai bată ăștia cu bice pe spinare. Și imediat au dat înapoi. Însă Dumnezeu i-a zis, Moise, n-ai înțeles despre ce este vorba.
N-ai cum să fii un om măreț dacă nu ești în vâltoarea evenimentelor și în provocări foarte mari. Și spune în capitolul 7 cu versetul 1, Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Wow! Când am citit versetul ăsta, am rămas foarte uimit. Dumnezeu îi spune lui Moise, te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. De azi înainte, ce vei spune tu va fi exact cum aș spune eu. Ce vei face tu va fi exact cum aș face eu. Ce valoare dă Dumnezeu lui Moise? Și ce valoare poate să ne dea Dumnezeu nouă dacă suntem bine orientați și dacă vrem să facem ceva pentru oameni și pentru binele lor? Te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci, ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău, Aron, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece. Și știți istoria. Cu fiecare împotrivire mai venea o minune, mai venea o minune. Și valoarea lui Moise și a lui Aron creștea în fiecare zi, cu fiecare urgie. Apoi, ce am putut să văd la oamenii mari, la cei care valorează cu adevărat ceva, au început să fie oameni liberi. Și aș vrea să accentuez lucrul ăsta. Noi în democrație și în orice sistem politic putem să fim liberi sau să fim sclavi. În cartea asta pe care vă recomand, Mitul democrației, scrisă de Lucian Boia, istoricul nostru, zice câteva lucruri foarte interesante pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi vis-a-vis de libertate, pentru că asta îți crește valoarea. Dacă ești liber, ai valoare. Dacă nu ești liber, și nu mă refer la libertatea fizică, ci la cea spirituală. El spunea legat de sistemul comunist în comparație cu democrația așa. Și totuși a fost. Adică comunismul a avut doza lui de democrație. Comunismul are dreptul să figureze printre experimentele democratice în aceeași măsură ca democrațiile occidentale. Și explică el de ce mai încolo. O asemenea afirmație poate să pară curioasă dacă nu vrem să privim lucrurile decât din perspectiva valorilor democratice ale Occidentului, uitând astfel polivalența cuvântului democrație. Și analizează el și explică de ce. Pentru că dacă ai doar libertate, nu înseamnă că trăiești în democrație. Dacă poți să trâncăm pe internet ce vrei, pentru că nu te bagă nimeni în seamă, nu înseamnă că trăiești într-o adevărată democrație. Și spunea el că la nivel absolut, democrația este doar un mit. Este doar o iluzie. Dar noi putem să fim liberi în orice sistem politic am exista dacă spiritul nostru este liber. Și aș vrea să vă întreb, putea să găsească scuze Moise, așa cum am găsit noi în perioada imediat anterioară? Băi, dar e dictatură absolută, frate. Ăsta la un pocne de degete te-o retezat de un cap. Cum să mă duc eu? Să-i spun lui să mă elibereze poporul. Și avem o provocare acum cu pruncii noștri pe care vor să ne ia ăștia din Uniunea Europeană și la care stau majoritatea ca oițele, nu zic nimic, nici pe internet, nici pe niciunde, vreo 26.000 au protestat. Vor ăștia să dea o lege, că dacă copilul tău nu e înțepat, pac, vine să ți-l ia. Dacă unul nu lucrează, vine să ți-l ia. Dacă sunt mai mulți bolnavi în familie, vine să ți-l ia. Stăm cu minți că noi trăim în democrație. Ei, oamenii lui Dumnezeu, oamenii liberi, care au avut valoare, au protestat împotriva acestor nedreptăți. Și Moise s-a dus la Faraon și a zis, dragul meu, gata cu abuzurile, gata cu sclavia, gata cu munca moca, lasă poporul să plece.
Păi, cine-i Dumnezeu? Nu, stai liniștit, că dacă nu crezi, o să vină plăgile peste tine și ai să-i lași tu, ai să-i rogi frumos și ai să-i și plătești. Și așa s-a întâmplat. Pentru că oamenii care au valoare sunt liberi. Și Moise a fost liber. Daniel a fost liber. Hristos a fost liber. A venit la un moment dat. Ce facem, mă? Le dăm dare? Dele darea, dar atât. Nu o să vedeți alte discursuri politice la Hristos. Să schimbe sisteme politice, sociale. De ce? Pentru că sunt cauze pierdute. Dacă vă apucați să reformați un sistem politic, never, nu o să-l reformați. Oricare ar fi el, e cauză pierdută. A fost în trecut, este în prezent și va fi în viitor. Sunt doar niște forme în care sunt fie anarhie. Dar nu o să reformați nimic. Și nu va fi nimic reformat pe linia aceasta. Dar noi putem să trăim ca oameni de valoare, oameni liberi în sufletul nostru, trăindu-ne credința și mergând după planul lui Dumnezeu. Capitolul 12 și 14 sunt momentele în care Moise, cu ajutorul lui Dumnezeu, smulge poporul din robie. Și cu cât se întețeau provocările, cu cât erau mai grele încercările, cu atât valoarea lui Moise era din ce în ce mai mare. Ajung la Marea Roșie. Dumnezeu îi spune planul. Fii atent, Moise! Egiptenii o să vină după voi. La Pi-Hahirot, față în față cu Baal Tsefon, îi dă coordonatele de GPS. El va veni. Eu îi voi împietri inima. Și Moise bagă aici, la cap. Mi-a dat Dumnezeu planul dinainte. Știu ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat cu Moise în fața provocării și ce s-a întâmplat cu poporul? Care a fost diferența? Care a fost diferența? Încrederea în Dumnezeu. La Marea Roșie, deși știau tot ce le-a spus Dumnezeu, că se va întâmpla, poporul, când a fost în fața crizei, a început să țipe, să fie disperat, să fie în culmea stresului. Nu mai știa nimeni nimic. Moise, în schimb, a zis, da, de ce vă stresați? Capitolul 14. Versetul 13. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Valoarea unui om. În vremuri de criză. Rămâne calm, liniștit și în timp ce alții își dau sufletul de groază, el spune... Eu mă cred în Dumnezeu. Indiferența aceasta și lipsa de atitudine ne devalorizează. Spunea Antonio Gramsci, un mare militant pentru libertăți în vremea fascismului, care a stat în pușcăriile fasciste, care erau mai blânde, e drept, decât cele comuniste, dacă ar fi fost în zona lui Stalin, ar fi fost de mult mătrășit. Dar se pare că fascismul a fost un pic mai relaxat în anumite zone decât a fost comunismul și nazismul. A scris în închisoare memoriile lui și între scrierile sale a scris despre indiferență vis-a-vis de valoarea pe care o dă implicarea unui om în societate. Și spunea așa, legat de indiferența aceasta față de ceea ce se întâmplă. Îi urăsc pe indiferenți. Cred că a trăi înseamnă a fi partizan. Nu pot să existe doar oameni străini de problemele cetății. Cine trăiește cu adevărat nu poate să fie în același timp decât cetățean și partizan. Indiferența este apatie, parazitism, lașitate. Nu este viață. Ești neimplicat în viața societății, nu ai o cauză pentru care să lupți, nu trăiești o viață adevărată.
Indiferența este masa moartă a istoriei. Este bila de plumb pentru inovatori. Este materia moartă în care se sufocă adeseori entuziasmele cele mai splendide. Este mlaștina care cuprinde vechea cetate și o apără mai bine decât o fac cele mai solide ziduri. Este mai bună decât piepturile războinicilor, deoarece îi înghite și îi decimează pe atacatori în vârtejuri de noroi și de multe ori îi face să renunțe la îndeplinirea oricărei acțiuni eroice. Indiferența. Neimplicarea. Este atât de eficientă și manipulatorii de serie de mase știu treaba asta. Bă, putem să le zicem la ăștia, putem să mărim voltajul cât vrem. Că până la urmă omul e dispus să îndure atât de mult până când moare. Și gradul de docilitate a crescut atât de tare încât știu că nu există nicio reacție. Și vor să ne facă acum garduri, orașe de 15 minute. Și cei care trăiesc ca docili în țarcul ăsta european zic, vai, valori europene, care frate valori europene? Ce s-a alea? Nu există valori europene. NATO, bă, nu există valori NATO. Și o să ziceți acum că-s putinist. Și ăla are pușcăturile lui și capsele lui lipsă. Niciunul din aceste sisteme nu reprezintă sistemul lui Dumnezeu. Creștinul trăiește în ele, dar nu face parte din ele. Care valori europene ne reprezintă? LGBT? Furatul copiilor din casă? Poate ziceți că am obsesie cu asta, dar să știți că eu am obsesie. Mergeți, vă rog, în Germania să vedeți. E o adevărată vânătoare după copii. Te-ai certat cu... El acasă vine un pic mai supărat. De ce s-a întâmplat? Și merge pe fir. Și induce starea și numai te trezești cu un gândam la tine la poartă. Oh! Gata. Ți l-a luat. Digitalizarea? Asta e valoare europeană și mondială pe care vor să ne opai că totul să facem să fie ușor. Dar de unde? Care-s valorile europene? Care-s valorile NATO? Care-s valorile sistemelor acestora cărora le se face atâta propagandă? Nicio valoare, dragii mei, sunt valori drăcești. Și dacă citiți Apocalipsa 18, este exact pușcăria dracilor despre care ne vorbește Dumnezeu acolo prin Ioan. Oamenii de valoare lui Dumnezeu nu așteaptă să fie validați de niciun sistem faraonic sau de care o mai fi. Moise a avut momentele lui în care a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat valoare. Capitolul 33, mai amintesc două dintre ele și mă apropii de încheiere. În capitolul 33 din cartea Exodului ni se spune că Moise stătea separat de ceilalți. Nu pentru că ar fi vrut el să facă lucrul ăsta, dar pentru că nu mai suportau slava lui Dumnezeu care era pe fața lui. Mergea, se întâlnea cu Dumnezeu și în momentul când trecea Moise, toți stăteau drepți. Și Core, Datam și Abiram și toți răzvrătiții și toți cârcotașii care ziceau că n-au pâine, n-au prepelițe, n-au apă, n-au. Când te plângi că n-ai, înseamnă că n-ai valoare. Țineți minte treaba asta. Și ăștia sunt atât de hrăniți cu tot felul de firimituri. Balada lui Nai. Hai, mai ține niște firimituri, mai două, trei știri. Bă, nu vă mai dau ăștia. N-avem. Și majoritatea, gură cască acolo. Vai. Și când închid televizorul și telefonul, își dau seama că tot n-au. De ce? Pentru că oamenii adevărați impun respect. Oamenii de mică valoare se plâng tot timpul că n-au. 40 de ani s-au plâns că n-au. N-avem. Și n-au înțeles nimic din planul lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb câți au intrat în Canaan din ăștia care toți ziceau că n-au. Câți? 2. Dacă vorbim de mântuire, clar că și Moise este mântuit, da? Dar Iosua și Caleb, de ce? Pentru că au fost singurii care au prins viziunea de la Dumnezeu și ce vrea să facă Dumnezeu cu ei. Restul, acum, aici, atenție scurtă,
motivații pe termen scurt. Iosua și Caleb au zis, noi trebuie să trecem prin pustia asta ca să ajungem oameni liberi în țara Canaanului. Să ne crească valoarea de la sclavi la oameni liberi în țara lui Dumnezeu. Și în capitolul 34 din cartea Deuteronomului este prezentat momentul în care Moise încheie viața. Și acolo este fascinant că Moise nu se teme de moarte, n-are isteria asta că, vai, nu știu ce se întâmplă cu el. Urcă pe munte cu demnitate și a sfârșit lucrarea. Știa că putea să fie altfel. Știa că ar fi putut să fie și în Canaanul acesta, și în Canaanul ceresc. Dar din cauza acelei căderi, Dumnezeu i-a zis, Moise, îmi pare rău, dar nu o să intre în Canaanul ăsta. Și uneori mi se pare nedrept. Pentru că Moise a fost omul care a luptat pentru interesele poporului mai mult decât oricine. În timp ce în nemernicia lui poporul ar fi fost în stare să-l devoreze și să-l omoare cu pietre în nu știu câte rânduri dacă nu intervenea Dumnezeu. Nu înțeleg de multe ori de ce oamenii își sacrifică în felul acesta pe aceia care ar putea să-i salveze sau să le facă bine. Și aici să nu credeți că fac vreo aluzie la mine, nu e vorba de mine. Dar sunt oameni de bine care prin lașitatea celor mulți îi îngroapă pur și simplu. În loc să-i susțină, să fie alături de ei, îi lasă să moară. Și așa s-a întâmplat și cu Moise. Însă ceea ce i-a dat măreție și ceea ce l-a protejat pe Moise a fost puterea lui Dumnezeu. Și urcă pe munte, spune versetul 7 că era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Tare aș fi vrut să-l văd pe Moise la 120 de ani. Un om al lui Dumnezeu, un om de valoare, ar fi putut să fie faraon, a preferat să sufere și într-adevăr a suferit, cum zice în Evrei, împreună cu poporul lui Dumnezeu 40 de ani. 40 de ani a stat la oi, tot pentru poporul lui Dumnezeu. A făcut și crima aia, că a vrut să-i elibereze în felul lui. 80 de ani cheltuiți din viață, 40 de ani în pustie și acum la final ai zice, Doamne, care-i mulțamul la tot ce am sacrificat pentru lucrarea Ta, pentru poporul Tău? Niciodată să nu credeți că laudele ieftine sau like-urile vă dau valoare. Este important ce spune Dumnezeu despre voi. Și fiți atenți ce spune Dumnezeu despre Moise. Versetul 10 până la 12. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Niciunul. Și acum când întoarcem invers moneda, vă întreb, s-a meritat tot ce a suferit? Tot ce a îndurat? Da. Și ca și cum n-ar fi suficient, Dumnezeu mai pusează. Și spune Moise, lucrarea ta încă nu s-a încheiat. În lumea asta s-a încheiat. Dar mai am ceva special pentru tine. Fiul meu, va trebui încurajat înainte ca să-și dea viața
pentru omenire. Și pe muntele schimbării la față, Mântuitorul înaintea patimei sale este încurajat de doi mari oameni de valoare care au eșuat exact înainte să termine alergarea. Moise și Ilie. Voi trebuie să-L încurajați și să-I spuneți: dacă Tu nu duci până la capăt biruința, Doamne, ceea ce am făcut noi n-are nicio valoare. Tu poți să dai valoare vieții noastre, pentru că tot ce am făcut noi nu mai valorează nimic fără jertfa ta. Și aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că nimic din ce facem în viața asta, oricât ar fi de bine, nu valorează fără Iisus Hristos și fără jertfa Lui. Succesul acesta poate să fie răsunător, poate să fie extraordinar. Dar la o vreme, și noi ca oameni ne trecem. Chiar mă uitam și vedeam experiența lui Celine Dion. Cine n-a auzit de Celine Dion? O adevărată stea a muzicii. Și acum este răpusă de o boală foarte, foarte avansată în ceea ce privește distrofia musculară, ceva de genul acesta. Ce a fost și ce a ajuns? Ce ajungem noi fără Dumnezeu? Trebuie să luptăm să fim oameni de valoare. Dar nu uitați că fără Dumnezeu, valoarea aceasta este incompletă. Dumnezeu este Cel care poate să dea strălucire vieții noastre. Suntem la momentul în care fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm ce fel de oameni suntem și cât valorează viața noastră. Nu la un mod simplist, cu răspunsuri din alea din cărți, ci în mod real. Dacă Dumnezeu te ia la bani mărunți astăzi, cât valorezi? Și aș lăsa întrebarea asta deschisă. Să dai tu răspunsul. Stau și mă gândesc că nu va fi ușor să-i dau un răspuns lui Dumnezeu. Ce am făcut și ce fac cu talanții Lui și ce valoare am eu. Valoare reală, nu valoare închipuită. Provocarea lui Dumnezeu rămâne sub forma acestei întrebări. Cât valorează viața ta? Răspunde cu viața și cu acțiunile tale. Amin.